make you make click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2. Se pare că deja trecem la acțiune. Ia bă mitraliera. Ia mă butoi explozive. Mamă, dar ce mișto se mișcă acum pe placa asta nouă. Pe placa veche dacă stăteam la mitraliera îmi frama, acum nu framează deloc. Bă, dar oare bube dacă trag așa cu mitraliera în mașini? Opa, grenadă, dă-te în spate, dă-te în spate. Gata, bubu, uite înapoi la mitraliera. Bă, îmi place jocul ăsta, este chiar foarte ușor. Și nici nu e gen să aibă un gameplay neplăcut. Gameplay-ul este foarte plăcut și o să filmez și cred că pe canalul se alărând toate Call of Duty-urile. Adică nu știu. Cred că o să după asta o să fac Call of Duty 4 în loc de ce m-a demergit aici. Cred că după asta o să filmez Call of Duty 4, pentru că 3 e tot pe tema celor de-al doilea război mondial și dintre prime Call of Duty-uri cam ăsta este cel mai apreciat, cel mai jucat dintre toate. Cred că o să trec la Modern Warfare, că nu cred că o să fie mai diferență. Hai că am mai dat ăștia o grenadă. Toată. Ma. O, ce trag ăștia noi aici? Aoleo, dar ăștia prea te demagiesc. Ce dracu mă demagiesc ăștia așa? Cred că l-am omorât pe ăla. Încă o grenadă, băga meș. Hai, dăm cu asta. Ne ba nemții la ușă, se pare. Hai, încarcă. Da, de ce vreau să zic? A, da. Cred că după ce termin jocul ăsta o să mă apuc de Call of Duty 4, pentru că diferit el povestea și astea. Că și la 1 și la 3 e la fel ca la 2. Pe tema celui de-al doilea mondial și ia mai bine de arma asta încoace. E mai faină că e semi-automată. Parcă ăsta e Mosin, nu? Să nu-i Mosin. Nu așa. Nu, nu-i Mosin, a gata asta. Parcă Mosin nu era la ruși, nici nu mai știu. Mă, ce... Bă, încotro ar trebui să merg și eu. Deci în partea asta văd că e blocat drumul. Hai pe aici. Oh, un glonț fix în cap i-am dat. Mordă-te, dracu, mor și tu. Hai, mor și tu. Opa, grenadă. Șpoc. Nu sunt așa puternice grenezile aici față de cele din Far Cry 2. Dar, în schimb, au o rază de acțiune mai mare. Nu știu, dar când arunci cu o grenadă, parcă nu dă același damage la inamic. Nu face aceleași rafale, dar, în schimb, de omorât, te omoară mai ușor o grenadă de asta. Mă, aia sări și asta de pe căpău. Ia încă un shift, dă-te de dracu. Mă, acum pat de la pușcă s-a dus dracu. Ok, hai să ne urcăm aici. Ce mă, nu pot merge înainte? Uhuh! Ce mișto e ăsta. O armă de genul... Un tank de ăsta de genul mai era în... în ăsta, în Battlefield 2. Mai era un tank cu care îmi plăcea să merg. Când jucam Battlefield 2 era tank gen ăsta. Cu tun din ăsta și... Mă mișcam mai de față tankul clasic. Și asta și când puteam permite să ratez lovituri. Că na, am ratat un glonț, îl trag imediat pe celălalt. Ăla trebuie să aștept până se încarcă racheta. Ok, și pe unde mergem? Pe aici? Hai să mergem. Oh, dai. Gas, a dus dracu. Bă, dar chiar că e mișto tankul ăsta. Din ce am, nu mai știu unde am văzut, mi se pare că poți să-ți cumperi un tab. Nu tab, tank. Știți, în caz că nu știți ce sunt taburile, sunt un fel de tankuri de-a mai mici și care merg pe roți. Alea sunt foarte bune în transportatul oameni, soldați, mai bine zis. Și, hai de, bubuie, bubuie odată. Ma, s-a încins ăsta, nu-i bine. Hai, răcește odată. Trebuie să fiu atent, se încinge ăsta, îndraci. Ce vreau să zic? Taburile sunt ca un fel de tankuri de-a mai mici, mai rapide și funcționează pe roți, au vreo 6 roți sau 8 roți, mi se pare, nu mai știu câte. Și de alea mi se pare că poți să-ți cumperi. Acum nu știu de ce ți-ai luat un tab, că nu poți să-i pui tun și astea, că și alea au, poți să-i pui o mitralie sau un tun, ceva gen ăsta. Bă, gamea, ce trage. Mai au unul cu rachetă. Și
Acesta e rachetă. Ok, hai că s-a dus dracu și tancul ăla. Hai, bag-o înainte. Așa, mai stinge jumul pe McGregor, bun, hai înainte. Băi, fain, eu acum stau întins cu un picior pe birou 1, pe un pat, întins pe spate și n-am niciun stres, doar mișc un pic din mouse când trag. Și cred că cea mai relaxantă misiune dintre toate. Stau și trag. Așa ăștia cu pușca. A, mă, pot să dau una. A, ăla era avionul meu. Se focusese geata verde. Nici nu trebuia să... A, uite aici mașina. Dei. De la motor să bube mai repede, bun. Unde mai trag ăștia? A, de aici. Am murit sfirat să-i drept. Ok, uite și pe ăștia. De fapt, cred că dacă ăsta dădea un pic viteză, apăsa și el pe shift cu accelerație, putea să-i calce. Cum îi călcam și eu pe în episodul anterior. Hai să dau tot și în astea explozive să nu calci în ele. Hai, du-te dracu și tu. Șpoc. Bun. Acum încotro. Deci drept înainte. Hai pe aici. Drum blocat. Nu mai e blocat. De pe ăștia încearcă să mă... să distrug aici. Uite, am mai tancul de 15 tone sau 20 cât o avea. De fapt, stai că sunt tancuri de 50 de tone. Ăsta nu știu de care o fi. Ăsta e unințele mai ușor, cred că are vreo 20, cam așa, 25 în mult. Încearcă ăștia cu mitraliera și cu pușca să distrugă ăștia mai tancul. Bine, evident încerc să tragă în mine, dar zic și eu. Ce pula mea. Bă, ce dracu, mă, ok, asta cum dracu s-a întâmplat. A, e ăla acolo. Ăla mă împușcase pe mine. Fain, am crezut că... cine știe ce, am greșit eu ceva, trebuia să sar din tank, să erau mine de-astea pe jos. Am plasate să... mă rog, dinamită de-astea. Sper să mă aud bine aici pe filmare, chit că... a, iar am murit, că îmi bag pula. Hai, stai, ce, n-am murit? Ha, e fain. Avem Guardian Angel, se pare. Jucători de LOL știu la ce mă refer. Așa, bagă-te în fața mea, dă-te în sânge să te bată. Hai, încarcă, dă-te în sânge să te bată. Băgam, ieș. Ia de aici, shift, dă-te direct. Așa, sper că de la un shift micuț îi poți omoră. Ia dă-mi cu apușca asta. Stai că mai stă acolo. Bă, dar ce nașpa că are puține glonțe pușca asta. Ce dracu dă asta cu patul de la armă în mine? Mordă-te, drecu. Ma, ce bun era acum un Kalashnikov aici. Da, Kalashnikovul mi sper că s-a lansat s-a inventat după război. După al doilea război mondial. Mi se pare, nu sunt sigur, undeva prin anii 50 parcă sau. Sper să nu mă înșel. Ia un pat de la armă, te drecu. Hai să avansăm. Luați de aici grenadă. Încarcă. Mi se pare mai mișto jocul ăsta față de Far Cry 2. O avea grafica mai bună și asta, nu știu, parcă mi-a plăcut gameplay-ul la Call of Duty 2 aici. Bine, o fi și chestia că eu sunt un mare fan al jocurilor pe tema celor de doilea război mondial și de-asta. Nu știu, nu era așa avansată tehnologia în arme. Armamentele și astea nu erau așa dezvoltate față de Call of Duty, de Far Cry 2. Și probabil că de asta. Aici conta mai mult tactica și nu armamentul care l-aveai. Dacă erai soldat bun, te descurcai cu ce aveai. Că cam aceleași arme erau toate. Nu erau așa put... odată stau grenadă. Fugi, fugi. A bubuit? A bubuit și am murit și eu. Am zis că nu m-a afectat grenada aia. Da, hai că am murit de două ori până acum. Îți vine să-ți bagi toată pula. Ia de aici o grenadă, de fapt luați. Și șpoc. A, perfect, n-au omor pe niciunul. Nu știu, am tendința să cred că asta este. Mom, fix în țeastă i-am dat. Și tot n-am murit, așa e? Așa, dă cu pistolul, dă cu pistolul, ție că mă omori tu acum. Hai pe aici, de ce. Care șmecher băgăm ea și...
Ce dracu trage în partea aia? A, o venim din spate. Ok, vine ăștia din spate, nu e bine. Trebuie să mergem și în partea asta. Ia dă carabina încoace. Uite-l pe ăsta aici, mordă-te dracu. Ia un pat de la armă în gură și taci atunci. Hai, pune-te în cur. Și dă-le gloanțe să zacă. Mordă-te dracu. Ok, că au ajuns și ăștia mei aici. Și acum încotro. Ia, cred că în partea asta sunt. Nici aici? Pe aici atunci? A, uite, e acolo. Oh, dar ce bubuiește pe aici. A, asta a fost misiunea, serios. Never interrupt your enemy when he's making a mistake. Napoleon Bonaparte. Hai să mai facem o misiune atunci. Sper să nu fie prea lungă misiunea asta, dar de ce presim cu să țină mult? Mă rog, îmi place că la toate Call of Duty-urile când mori, mă rog, astea mai vechi care le-am jucat eu, Modern Warfare și astea, când mori, dă un citat ceva acolo. Neori. Și chiar îmi place chestia asta. 11 martie 1943, 1100 de ore. Ia, m-a dat cu pușca asta. Hai că e bine. Ăla-i vânăt la gură sau are o țigară? Nu, e vânăt la gură, la buză. Nu știu, dar parcă când vorbeam, îmi ziceai că avea un trabuc ceva în gură, țigară. Nu pot să mă dau jos de pe tank. Bă, cam urâtă totuși textura la tancuri așa la oțel. Bine, na, e jocul vechi din 2005. Far Cry 2 e din 2008. Dar tot ce se sursuie, cea mai bună grafică între toate. Ce stai aici, bucata de metal. A, ăsta e cu mine. V-ați băgat, dar îmi pune. Hai să văd cum drag pot să trag. Hai să mă bag trei case pe aici. Ia dăm cu apușca asta, poate o să-mi trebuiască. Hai că iau pe la spate pe ăștia. Păcat că n-am cuțit să le pot da lamă nici sprint aici, că de ce să bagi sprint? Că, că na, nu-ți trebuie sprint în Call of Duty. Du-te bă, ce s-a ferit ăla. Luați grenadă atunci, firațe. Luați grenadă să vă săturați. Am grenadă și pentru voi și pentru mamele voastre. Bă, ce dracu era te scotoți acum? Ok, dăm cu apușca asta, e distanță că nu se mai poate. Mordă-te, dracu. Te mai târăși mult pe acolo. Aoleo, grea, dă-te în spate. Nu știu, dacă grenadele ce sunt foarte puternice împotriva ta, dar să le forțești împotriva altora n-au efect deloc. Hai că asta e, i-a omorât pe aia de la mitralieră. Futu-ți Dumnezeu, mătii, că trebuie să rămân fără gloanțe. Hai, sir, du-te. Ce mustață hitleriană are ăla. Parcă am mai spus asta într-un episod. Dar toți au mustăți de astea. Ah, dar cred că sunt... Dacă erau soldați ăștia, cum e ăsta... Dacă toți soldații erau... Precum ăsta, cred că și să-i fost toți români, toți soldații români să-i fost la fel de bun ca mine cum joc aici Call of Duty, cred că România se pișa și pe Germania și pe America. Da, na, soldați așa bun nu prea au existat. Dă-te dracu, mor și tu. Aia așa, rămâi fără gloanțe. Cea mai mare bubă în jocul ăsta. Să le termină gloanțele, dragi. Da, mor, dă-te în sânge. Hai pe partea asta. Ok, he's dead. A, stai mă, că am grâneză aici. Am grâneză că călău. Așa, da, grâneză mine, mânca mea spulă.
Ma, și mi-am amintesc că la începutul carierei mele de YouTuber, când puneam clipuri de astea, cenzuram toate înjurăturile. Bine, eu nu înjuram dacă mai aveam pe cineva pe Skype care își mai băga pula. Cenzuram tot, mai ales n-a avut clipul de vreo 20 de minute unde am băgat vreo, cred că vreo, tot așa, vreo 20 ceva de înjurături. El a băgat o înjurătură pe minute. De unde căcat trage? Undeva pe casă, pe acolo. Puh, ce a sărit lua la pălărie. Pălăria auzi nici pe mine, casca. Și acum? În partea asta? Bă, și acum ce trebuie să fac? Mai e unul pe acolo sau ce? Bă, și acum? Ce dracu, bă, s-a bugui jocul? E, atunci există o singură alegere. A, nu merge nici așa? Așa, bun. Cred că s-a buguit jocul. Că trebuia să se întâmple ceva. Am mai pățit o să mi se buguiască și să mi se mai buguiască unele jocuri așa și a trebuit să mă omor ceva. Aici n-aveam cum să mă omor, că am terminat gnezilele când le-am aruncat acolo. Las că mor eu acum, băga mi-aș. Fugi, 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 fugi. Aruncă ăștia cu grenăze aici. Dar mă duceți-vă în pula mea. Ok, cred că l-au omor. Nu l-au omor glonțul ăla. Să văd dacă mai faci o dată așa înseamnă că mi-a scăpat mie ceva. Da, o să ținem mult episodul ăsta, presimt. Hai că devine ce în ce mai greu jocul, se pare. Stai că au dat și ăștia o grenăzi. Mă rog, doar una. Dar da, o să mai dea. Nu mai am grenăzi, băga mea și... A, mai sunt în partea aia. A, cred că de asta nu s-a întâmplat nimic, că am mai rămas în urmă câțiva și de asta. Hai să luăm mor pe ăla de acolo. Gat, hai. Acum i-am omorât pe toți, ce dracu. Au bubuit asta, au bubuit-o. Hai pe aici. Aha, știam eu că e ceva cu scara aia acolo. Hai să încărcăm întâi. Let's go. Știam eu că e ceva pe aici. Da, deci mi-a scăpat mie. M-au mai rămas unii acolo pe care nu i-am omorât. Ima, hai că mi-am luat și grenăzi acum. Și acum pe unde trebuie să merg? Ia dăm cu aceasta. Mie că o să ne bate. Mă, ce... Mișto, au pus post de asta pe fundal acolo, cum e și la CS1.6 pe mai toate mapele. O să fie textură ceva. O, niște poze de astea semi-pixelate, mai pixelate ca Minecraft-ul. O zonă și pe unde semi-pixelate, ce dracu. Aole, ce dracu m-am băgat în ea așa. Eu sunt atent aici să vorbesc și nu sunt atent la gameplay. Băga mea și dă-te în spate, dă-te în spate. Medic, hai că acum trebuie să încep să strig după medica la TF2. Mor, dă-te drecu, mor și tu. Da, o să țină ceva episodul ăsta. Du-te, du-te, du-te. Hai că rămân fără glanțe la pușcă, nu e bine. Nu-i vreun de ăsta de-al meu mor pe aici să iau și niște glanțe. Hai că aici au rămas doar de-astea. De la nemți. Hai mă, glanțe pentru pușca asta nu găsesc și eu pe aici pe jos. Se pare că nu.
Ok, și acum ce parte? Asta e ca mai multe checkpoint-uri de-astea pe aici. Fugi, fugi, fugi. Ia mă, eu fi... Cred că ea bubui. Hai că, hai că a putea fi grenade de omor pe ea. Dacă vine ăștia în spate, nu e bine. Mordă-te, drecu. Hai că mi-am găsit și gloanțe pușca asta. Cred că am murit unul de-al meu ceva. Hai să-i atac din toate părțile. Să iau așa din părți diferite. Așa, direct, nu prea... Așa, hai că... Lasă mitraliera. Bun, hai că... E luat checkpoint-ul ăsta. Hai, bubuiți toată chestia aia, că eu n-am TNT la mine. Ah, asta nu-i cu mine. Ok. Asta-i dusă dracu. Hai în partea asta. Iar am rămas fără glanțe la arma asta. Mă, ce în partea asta. Ce bun era un AVP aici. Sau chiar și o siringă. Hai, du-te, du-te. Awesome, e și un tank acolo. Încă un tank, hai de capul meu. Hai să mă bag pe aici. Și pe aici e înfundat drumul. Nu pot să sar. Nu pot să sar. Sau, ăsta al meu tankurile astea nici nu... A, sunt tankurile mele, e bine atunci. Cred că sunt tankuri inamice astea. Ah, ce e aici? Grenada nu-i bine. Ce-o sărit ăsta în aer. De unde trage? A, uite-l pe ăsta. Las de aici grenă-ți firăței, naibii. A, cred că mor aici. Sau nu? Unde ăsta de-al meu mort aici să iau și niște glanțe? Aia, boss. Lasă-mă mitraliera. Am rămas fără glanțe. Hai. Da, am rămas fără glanțe la arma asta. Dă-te în spate. Un MP40 pe aici. Totuși, uite aici. Hai că e bine. E bun și ăsta are mai multe glanțe încărcător. Ok, au mai rămas două de-astea. Atunci ce rachete ce ăștia. Dacă dau cu grenadă bubuie toate. Hai, du-te, du-te. O, grenadă nu-i bine. Fugi, fugi. Sau sari în cazul ăsta. M-a așa zvârlit un pic săritura aia. Explozie aia. Ok. Am armasul de-asta. Hai pe aici. Hai că intru aici ca Germania în Brazilia. Bine, chit că ăștia sunt nemți de asta parte. Intru în ei ca nemții în germani. Ca să aibă și mai multă logică. Ce-o să uită asta înainte? Mă, ce-a dat aici cu patul de la armă în gură. Ia mai drum ceva dacă merg pe aici. Hai mă, nu pot să sar aici. Sper că nu.
Hai că e bine că m-am pus aici. Ok, cam termina așa acolo. Să ne retragem atunci. Hai să plec de aici. Ok, cred că aici e punctul de extracție. Extraction point, să plec. A, ba nu. Uite aici, dita mai moscheia. Ce vreau să fac în București. O ven din spate, nu e bine. Sper că a avut efect grenada aia. Mă rog, grenezile, că le-am dat două. Mor, dă-te, drecu. Lasă mitraliera. Mor și tu. Și cred că asta a fost și misiunea. Sau nu? Sau dacă au băgat muzică de asta dramatică. Nu se spar butoile astea? Sper că nu. Ia, mă calcă propriul tank. Da. M-a calcat propriul tank, frumos. Nu m-am putut să nu fac asta. Deci, da. Deci, m-am lucrat sigur, asta a fost misiunea. Eu sper că v-a plăcut episodul. Ce să mai spun, vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Bă, dar ăla nu mai mă arată. Am estimat să mi-apar acolo victorie. Oh, mi-am rupt două oase aici. Ce urât e asta. Deci dacă am aceasta a fost misiunea și episodul, eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip. Și până data viitoare, ciao, les.